Bun găsit, dragi ascultători, la Actualitatea în Obiectiv. Sunt Daniel Alexandrescu și mă bucur să ne reauzim din nou la microfonul Radio Vocei Evangheliei, București. Astăzi continuăm seria interviurilor și a dialogurilor pe teme de actualitate, așa cum este formatul acestei emisiuni și așa cum deja v-ați obișnuit și v-am obișnuit. În ziua aceasta avem un invitat special și ne vom îndrepta spre un domeniu special, muzical, o apariție, un nou album și spunem un bun venit domnului Sami Lupu. Bine ați venit! Bine v-am găsit, vă salut cu respect pe dumneavoastră și pe toți cei care ne ascultă în acest moment. Ne bucurăm să fiți cu noi astăzi și să dialogați. Știm că de ceva vreme slujiți în lucrarea aceasta muzicală și de curând ați scos un nou album. Acesta este și tema emisiunii de astăzi. Aș vrea să vorbim un pic despre noua apariție, nou album muzical. Știu că de curând ați lansat acest album intitulat Casa Noastră. Pentru început v-aș întreba care a fost motivația din spatele acestui proiect, cum s-a născut acest album și de ce ați ales un asemenea titlu? Inițial am început doar să înregistrăm piesă cu piesă, nu ne-am gândit că o să ajungem să formăm chiar un album. Albumul am început acum 2 ani, imediat după ce am încheiat lucrarea cu grupul acustic. Am început lucrarea în familie și încet, încet, odată la 2 luni, la 3 luni mai înregistram câte o piesă și la un moment dat s-au adunat piesele și ne-am hotărât să le adunăm cumva ca o mănunchi, ca o aducere aminte înaintea Domnului pentru familia noastră, pentru slujirea pe care o facem. Și fiind un album mai mult de familie, colaborăm foarte mult cu copiii noștri pe acest album, ne-am gândit să se numească Casa Noastră, fiind una din piesele noastre preferate. Ce piese conține acest album și care este tematica dominantă a lor, dacă tot ați ales așa un titlu sugestiv în care ați cuprins întreaga familie? Albumul este foarte divers, nu avem prea multe piese care să meargă pe aceeași temă. Avem doar 2 piese care merg strict pe aceeași temă. N-avem timp și viața trece. Prinzând ideea asta de timp, de familie, de relații, noțiunea asta pe care eu puțin am pierdut-o, apoi avem o piesă de încurajare, a doua, Vom birui și tare în Hristos, piesa de familie care este Casa Noastră, o piesă de prietenie care se numește Prietenul din Vale, apoi avem o piesă pentru Paște despre învierea Domnului pe care am fost-o recent la sărbătoarea învierii Domnului, avem o piesă, un colind al cerului copil și o piesă care a fost ultima pe album, o piesă de laudă și închinare, Noi vom umbla în numele Tău. Așadar, un proiect de familie, am putea spune, în care întreaga familie îl laudă pe Dumnezeu și împreună slăviți numele Domnului. De cât timp sunteți implicați în lucrarea aceasta? Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre voi, despre copiii voștri, despre cum ați pornit împreună pe acest drum și în acest domeniu de slujire ca leviți. Da, noi am început puțin în spate, sunt undeva la 20 de ani. Am început în Grecia, în Atena, lucrarea de slujire prin muzică. Imediat după ce m-am căsătorit cu soția mea, cu Clara, ea era mai implicată în domeniul acesta, eu foarte puțin. Și așa, ea cânta și eu, cumva pe lângă ea, și Domnul, nu știu, a hotărât să lasă har în dreptul familiei noastre și să putem crește împreună. Am slujit acolo 14 ani în grupul Ebenezer Atena, cu frați minunați care au știut să investească timp și tot ce au avut de mai bun în noi. Apoi am plecat din Atena, am venit în România în 2014 și aici am început lucrarea cu grupul acustic. Am slujit 3 ani cu grupul acustic, am scos un album și încă unul avem un lucru. Din 2018 am continuat mai mult cu soția și cu familia. Ne-am bucurat tare mult că am putut implica foarte mulți tineri în acest proiect. Tineri, toți din biserica noastră, undeva la, am făcut eu socoteală așa într-o zi, vreo 30 de persoane au participat la acest album. Este o lucrare frumoasă și suntem bucuroși că astăzi putem să prezentăm ascultătorilor noștri acest nou album al vostru. Și v-aș întreba,
Poate unii dintre ascultători la momentul acesta, urmărind emisiunea, se întreabă ce reprezintă pentru această familie, pentru voi, lucrarea aceasta prin muzică și ce vă propuneți să realizați prin lucrarea muzicală. Ce vă dă putere, energie? Știm că nu e o lucrare ușoară, implică mult timp, multă dedicare, energie, multă muncă. Cred că e ceea ce putem face noi mai bine ca și familie. Nu putem predica, poate nu putem încuraja, nu-i stilul nostru, poate nu-i darul nostru. Și atunci, dacă Dumnezeu a lăsat darul acesta, am hotărât să investim foarte mult în aspectul acesta, în muzică. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat și invers. Am fost foarte mult binecuvântați pe plan spiritual din privința aceasta din muzică, cunoscând foarte mulți oameni de calitate care, la rândul lor, ne-au binecuvântat prin atitudinea lor, prin prezența lor și prin cuvintele lor. Ne propunem să-L lăudăm pe Dumnezeu în primul rând și să o facem cât mai bine. Ne propunem să lăsăm copiilor noștri pe o cale de urmat și, la rândul lor, să laude pe Domnul și ei, mult mai bine decât noi. Așa împliniți cuvântul lui Iosua, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului, o slujire specială prin muzică și nu urmăriți altceva decât să-L onorați pe Dumnezeu extraordinar. Amin. Cum au fost începuturile? Biblia spune că Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe. Acum nu știu dacă au fost slabe pentru dumneavoastră. Ați menționat că ați început lucrarea aceasta pe când erați în diaspora, în Atena. Ce vă mai aduceți aminte așa și ce experiențe ați avut? Cel puțin pentru mine personal, chiar are o valoare extraordinară acest cuvânt. Chiar a fost un început foarte, foarte slab. Până la 21 de ani când m-am căsătorit, nu slujisem decât foarte puțin în cor, foarte puțin am fost implicat în domeniul acesta. Și atunci a fost așa, că o perdea care s-a dat o parte pentru mine și a început să iau totul de la zero, tehnic, absolut toate aspectele care cuprind muzica. Atunci am început să învăț și la pian, foarte greu la vârsta aia să încep. Pe la 24 de ani am început și cu compusul și tot așa, foarte greu, foarte greu mi-a fost să le iau toate de la zero. Dar Dumnezeu a lăsat oameni lângă mine care au avut răbdare, mi-au lăsat loc, spațiu și am putut să cresc. Și așa am slujit în Atena. M-am spus 14 ani în grupul Ebenezer, nu am fost foarte cunoscut, nu suntem nici acum, doar că Dumnezeu a șlefuit în noi, a pus niște temelii puternice acolo. Dragi ascultători, suntem la Actualitatea în Obiectiv, alături de mine, prin internet, este domnul Sami Lupu, l-am invitat să purtăm acest dialog la Actualitatea în Obiectiv. Dumnealui, împreună cu familia, este implicat în lucrarea muzicală, a lansat de curând un nou album muzical și discutăm despre cum a început pentru ei această lucrare, această slujire. Dacă auziți un pic sunetul mai dificil așa, asta se datorează și conexiunii la internet, dar ne bucurăm că putem să folosim și tehnologia de la distanță. Domnule Sami, ați menționat despre aceste începuturi care au fost mai grele pentru voi ca familie. Poate pentru noi, cei care vă urmărim, vă ascultăm, pentru ascultătorii noștri care, cu siguranță, unii dintre ei au și căutat piesele voastre pe internet și le-au găsit, le-au ascultat, ar fi ziditor, încurajator să menționați, să prezentați așa o experiență, două, care pe voi va încuraja de-a lungul anilor în care sunteți implicați în această slujire. Una din experiențele frumoase este atunci când ne întoarcem de la un eveniment. Spre deosebire de drumul de plecare, drumul de întoarcere este mult mai dulce, mult mai încurajator. De fiecare dată mergem acolo ca să binecuvântăm oamenii și ne întoarcem noi mult mai binecuvântați, cunoscând oameni noi, frați scumpi, frați dragi, biserici. Bisericile sunt foarte diferite, oamenii sunt foarte diferiți, însă plecând de acolo poți să pui cap la cap niște lucruri și să rămâi cu lucruri rele sau cu lucruri bune. Și noi alegem să rămânem cu lucrurile care binecuvintează. Apoi am observat că poți spune orice lucru negativ din viață, îl poți pune în versuri și îl poți cânta spre slava Domnului. Așa am ajuns să fim mult mai atenți și eu personal
compunând cântările, să fiu mult mai atent la detaliile vieții și la rostul bucuriilor și a încercărilor și să observ că acel fir roșu tras de Dumnezeu nu este fals, există în viața noastră și Dumnezeu totdeauna are ultimul cuvânt, orice s-ar întâmpla în viața noastră. În 2018, în familia noastră am avut o încercare mai cumplită. Un frate de meu, cel mai mic, avea 6 copii. La 34 de ani, Dumnezeu a hotărât să le ia acasă printr-un accident. Și acolo, cumva, a fost o întorsătură în viața mea. Mi-am pus foarte multe întrebări și am primit foarte multe răspunsuri de la Dumnezeu, chiar dacă nu imediat. Și una din cântările pe care le cântăm noi, cântarea N-avem timp, a fost compusă exact din această experiență. Da, Dumnezeu este acela care ne întărește, ne mângâie. E adevărat, așa cum ați spus, El este Cel care ne dă și răspunsuri. Avem multe întrebări, poate nu așa cum vrem noi, așa de repede sau chiar la toate întrebările, însă în timp, dacă avem răbdare, este Dumnezeu care vrea să ne învețe ceva din aceste experiențe. Ultimul album al dumneavoastră se intitulează Casa Noastră, un proiect de familie, dar știm că și în celelalte albume anterioare au fost implicați copiii voștri, ați cântat împreună, cântați împreună ca familie. Ce puteți să ne spune despre albumele scoase anterior, câte albume ar fi și proiecte de viitor, dacă aveți? Primul album al nostru a fost în Grecia. L-am scos foarte greu, așa cum știam noi pe atunci, cu tehnologia care era foarte costisitor și foarte greu l-am scos, dar a fost o experiență frumoasă și am luat primul gust așa cu înregistrările. În 2004 a fost acel album. Apoi, venind în România, am scos în 2015 un album cu grupul acustic. A fost așa mai diferit. Eu venisem cu un bagaj de cântări de acolo și ne-am lipit repede cu nepoții noștri. Ei cântau foarte, foarte bine, ne-am lipit chiar foarte bine și imediat am înregistrat acel album și a ieșit foarte repede. Apoi am mai înregistrat un album cu grupul acustic care este în lucru. A fost albumul acesta Casa Noastră și mai avem un album cu copiii care este în lucru și sperăm cel mult în 6 luni, 8 luni să-l finalizăm. Cu copiii noștri, doar ei cântă și doar cântări pentru copii compuse de mine. Slavă Domnului! Este multă muncă depusă și multă muncă pe care continuați să o depuneți pentru Domnul, pentru bucuria fraților, a bisericilor. De unde pot fi achiziționate aceste albume? Întreb asta poate că sunt ascultători care și-ar dori să achiziționeze. Unele piese se găsesc, e adevărat, pe internet, pot fi ascultate gratis, dar poate cineva își dorește să aibă acasă un CD. Da, cele mai multe piese, chiar de pe ultimul album, ascultătorii le pot găsi pe YouTube. Deocamdată, pentru că este foarte, foarte nou albumul, îl pot achiziționa doar de la noi. În scurt timp o să încercăm să-l trimitem și în alte magazine, librării cu muzică creștină. Și ideea nu este să vindem CD-uri chiar deloc, ideea este să ajungem cu mesajul Evangheliei în inimile oamenilor și, dacă se poate, inimile oamenilor necreștini. Acolo, pe chestia asta mizez eu foarte mult, muzica noastră să îl slăvească în primul rând pe Dumnezeu, da, să zidească biserica, dar să nu uităm să atingă inimile oamenilor. Doamne ajută, într-adevăr, acesta este și obiectivul slujirii și lucrării noastre pentru Dumnezeu, să putem să transmitem mesajul adevărului, mesajul Evangheliei pe diverse căi, de ce nu și prin muzică, așa cum o faceți și dumneavoastră. Suntem la finalul emisiunii de astăzi, Actualitatea în Obiectiv, și ne bucurăm că am putut așa, chiar dacă mai greu de la distanță, să dialogăm, să schimbăm câteva vorbe, să ne aduceți aceste vești, aceste noutăți, și aș vrea să ne împărtășiți un gând, un verset din Scriptură, ceva care pe dumneavoastră v-a încurajat în ultima perioadă și care poate fi util și ascultătorilor noștri. Noi, ca și slujitori, de multe ori privim așa foarte superficial când predicatorii doresc să fie ascultați, să fie apreciați, cântăreții la fel, să primească like-uri, poate să avem vizualizări, nu știu, doar că noi suntem chemați să cântăm din inimă pentru inima omului și atunci acolo mai primești like, dar niciodată un cântat de pe buze
nu ajunge decât să gâdile urechea și atunci nu a realizat nimic. Pierdem timpul, folosim scule și resurse pe care le-ar putea folosi alții, poate, și ar cânta mai bine și mai frumos decât noi. Și atunci nu ne rămâne să cântăm din inimă, să-L slăvim pe Dumnezeu, cum spune Abacuc, orice s-ar întâmpla. Noi ar trebui să avem o atitudine frumoasă, pozitivă înaintea Domnului și să avem o cântare, dacă nu e de laudă, o cântare de jale, o cântare de arcu amar, dar să avem o cântare pe buze, că celui neprihănit e așa de frumos, cântare de laudă. Da, avem un Dumnezeu vrednic de laudă, asta ne spune cuvântul Său, Biblia, Scriptura, și în orice vreme noi trebuie să Îl lăudăm pe Dumnezeu, chiar dacă sunt situații, așa cum a spus, de încercare, de deznădejde, și atunci ar trebui să Îl lăudăm pe Dumnezeul nostru. El ne cunoaște inima și, dragi ascultători, Dumnezeul nostru este Cel care locuiește, spune cuvântul Său, în mijlocul laudelor. Domnule Sami, vă mulțumim mult pentru prezența în emisiune și ne bucurăm că ați început această lucrare frumoasă ca familie. Vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu pe mai departe, El să vă dea resurse, înțelepciune, călăuzire, putere de muncă, să scoateți noi albume, să ne țineți și pe noi la curent cu aceste proiecte ale dumneavoastră și, dacă într-un fel anume, putem să vă sprijinim, să fim partenerii voștri în lucrarea aceasta muzicală. Mulțumesc frumos de invitație și harul și pacea Domnului să rămână cu dumneavoastră și cu toți cei care ne ascultă în acest moment. Amin. Dragi ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Actualitatea în Obiectiv. L-am avut alături de noi pe domnul Sami Lupu, care împreună cu familia dumnealui sunt implicați în lucrarea de producere de melodii creștine, de piese muzicale. Au lansat un nou album, Casa Noastră. Le puteți asculta pe internet, le puteți căuta și le veți găsi și sperăm să vă încânte inima, să vă apropie de Dumnezeu. Sunt Daniel Alexandrescu și vă dau întâlnire data viitoare. Până atunci, fiți binecuvântați de Domnul!